Și noi credem, de fapt, că scriitorii n-au niciun fel de prezentare în fața dumneavoastră, în afară de ceea ce scriu ei, nimic nu contează. Dacă se întâmplă ceva acum, aici, între noi, asta contează. În rest, sânge, foc și fum până în coma caiul. Prima carte care se prezintă în seara asta este asta, din mâna mea stângă. Se numește Un roman de rahat. Nu o să vă spun multe lucruri despre ea, decât că e romanul care s-a vândut cel mai repede în ultimii 20 de ani. Prima ediție s-a vândut în 3 săptămâni de la lansarea oficială. Și atunci eu vă prezint un exemplar din a doua ediție. O să vă citesc ce scrie pe copertă, și pe coperta 1 și pe coperta 4. După care, cu îngăduința dumneavoastră, o să vă citesc două fragmente scurte din roman. Dacă vreți să-l cumpărați, acolo pe masă îl vinde domnișoara aia care face poze. Cristina Berinde se numește. Să o aplaudați, că e o tipă minunată. Un roman de rahat. Ediția a doua. Adrian Suciu. Bestsellerul anului 2013. Așa scrie pe copertă. Pe coperta 4. Da, să nu vă speriați, că o să vă spun și poezii în seara asta. Despre noi înșine, fără milă și fără iluzii. Lectură interzisă proștilor. Am fost și eu însurat. Dragoste, nuntă, sex, nu neapărat în ordinea asta, tot tacânul. Am stat cu nevastă mea vreun an de zile. Mi-e tare greu acum să înțeleg cine a fost sadicul care a inventat instrumentul de tortură căruia îi zice pat conjugal. E îngrozitor să dormi cu cineva în același pat. Trupurile asudă, put, sfărăie și fac pârțuri. Cel mai tare m-am chinuit cu pârțurile. În fiecare noapte, din dragoste curată, mă abțineam de la pârțuri. În fiecare dimineață explodam în baie într-o simfonie incredibil de sonoră, parcă ieșind la lumină din coșmarul unei iminente încurcături de mațe. Ajunsesem să visez că fac pârț. Mă trezeam de 10 ori pe noapte, disperat, balonat, și mai tregeam câte unul discret, verificând dincolo de orice urmă de îndoială că nevastă mea doarme tună. După vreun an de căsnicie, îmi dădusem peste cap somnul și digestia, ajunsesem să am cearcăne de intelectual și să mă suspecteze vecinii de ciroză pe fond alcoolic, deși eu beau mai rar decât majoritatea predicatorilor neoprotestanți. Și atunci am pus piciorul în prag. Am avut o discuție cu nevastă mea. I-am spus clar că vreau să dormim separat. Au urmat vreo 3 săptămâni de scandaluri, pe motiv că nu mă mai iubești, că ai pe alta, toți sunteți niște porci, până mi-am făcut bagajele și m-am mutat. Dacă o fi să mă mai însor iarăși, o să găsesc o femeie care să nu aibă nimic împotriva dormitoarelor separate. Și de câte ori aud sintagma pat conjugal, mă balonez instantaneu. Cred că deja e o problemă psihică. După un îmbelșugat șir de rateuri, dintre care o parte cititorul deja le știe, Coleaș a ajuns la concluzia că îi poartă ghinion să intre în jocuri în care femeile au inițiativa. Pe care, de consecință, urma să devină un fel de expert în agățat. Deși agățatul e un sport relativ dezagreabil pentru un arderean oarecum timid și atent la orice prezență feminină calitativ peste o medie indulgentă. Dar, Doamne, cât loc de inițiativă e în București pentru un bărbat singur, în floarea vârstei, cu o carieră bună, studii superioare, aspect fizic sănătos și posesor al unei sensibilități cu aspect de sentimentalism atavic. Constatându-i în prealabil inteligența, nu ne vom mira decât din fandoseală să aflăm că în scurtă vreme Coleaș deveni expert de capital în tipologie feminină. Ar fi mai întâi blondele superbe, pot fi și brunete ori roșcate, care parchează câte un jeep în fața cafenelei și sorb un cappuccino, singure sau cu ceva prietene,
cumva triste și dezabuzate, cu gurițele rujate, sugerând mai degrabă vaci și tainici suferinți decât vreo nebunie erotică. Pentru un fost procuror, era un flac să remarce că 9 din 10 cazuri, limuzinele conduse de duduițele decorative sunt înmatriculate cu numere de leasing. Iar sistemul, în esență, e simplu. Se duce ghiolbanul cu buzunarul gros la mândrețea de față și îi spune că iubește sincer. Fata îi spune și ea că îl iubește, dar să-i cumpere o mașină, să nu se deplaseze la întâlnirile de taină cu el, mirosind a transpirație proletară din transportul în comun. Dar ghiolbanul n-a făcut bani fiind prost. Așa că îi înființează Duduie o firmă, îi contractează o mașină în leasing și îi plătește ratele câtă vreme fata îl iubește sincer. În limbaj de specialitate, ghiolbanii se numesc plătitori de rate. Coleașă a avut o relație curată și pasageră cu o viitoare avocată care a schimbat 5 plătitori de rate în 3 ani de zile. În general, fetele de genul ăsta le cucerești fiind amuzant înspre cretinoid. Sexul regulat cu ghiolbani le dă acestor ființe o formă de melancolie neestetică, dar apăsătoare, care se tratează cu ce numesc ele fată. Ce distractiv e ăsta. Coleașă, trebuie să storni cafeaua pe tine, chipurile de emoție când te uiți la ele, să le reciți cu o voce tremurândă poezele sentimentale despre care ele te întreabă invariabil dacă le-ai scris tu. Așa a convins omul prin uzurpare câteva dudui să treacă la fapte pe versuri de Adrian Suciu, de pildă. Să le spui că te arunci de la balcon, dacă nu te lasă să le curezi pantofii, în fine, căcaturi din astea, cu condiția să nu depășească nivelul de umor al emisiunilor de divertisment de la televizor. Umorul subtil dăunează grav sexului cu bunăciunile din jeepuri. Numai că, tot în 9 din 10 cazuri, sexul cu femei prea decorative nu reprezintă o justă recompensă pentru efortul făcut ca să le bagi în așternuturi. Femeile prea conștiente de frumusețea lor și având o îndelungată disciplină a sexului din obligație cu plătitorii de rate, ignoră cel mai adesea să acorde atenția necesară îmbunătățirii calităților tehnice necesare în pat. Așa că studiile caracterologice îl purtară curând pe eroul nostru prin Club A, terasa la muzeu, restaurantul 133 zis și poema zis și castel și o serie întreagă de alte locații similare, frecventate în general de boema artistică sau numai boemă.